Bună ziua tuturor! Bine v-am regăsit, dragii mei prieteni, la o nouă etalare. Bine ați venit pe canalul meu, Luminița Tarot. Voi face oroscopul pentru săptămâna viitoare, zodia Gemeni, da, cu ascendent în zodia Gemeni, cu tarotul transparent, cu oracolul iubirii și cu un mesaj din partea cărților de ceai. Înainte de toate, vreau să vă recomand să luați doar mesajele care vi se potrivesc dumneavoastră fiind o etalare generală și nu uitați să vă înscrieți la canal dacă nu ați făcut-o până acest moment. Veți primi notificări cu ceea ce voi distribui, este gratuit și mi-ar face foarte mare plăcere să fiți membri canalului meu. Vreau să purific un pic energiile cu campana tibetană, deci vă recomand să dați volumul mai încet dacă vă deranjează sunetul. Dragii mei, dragile mele, haideți să vedem ce va fi în următoarea săptămână pentru dumneavoastră, zodia Gemeni, ascendent în zodia Gemeni, cum va fi în următoarea săptămână, ce va veni, ce situații, ce surprize. Pentru toți abonații mei, pentru toți cei născuți în zodia Gemeni, ascendent în zodia Gemeni, pe canalul meu Luminița Tarot, haideți să vedem. Pachetul este pregătit. Primul pachet, primul card, mă scuzați, sunteți un pic mai confuzi, mai indecisi astăzi. Chiar când am început etalarea, am avut această idee și văd că sunteți mai confuzi. Trebuie să faceți anumite alegeri, sunt mai multe posibilități, oportunități, nu știți ce să alegeți, poate aveți ascendent în zodia balanță, luna în balanță sau în ce privește un contract, în ce privește anumite situații pentru a le rezolva, văd că vă gândiți, văd indecizie, da, și confuzie chiar. Aici, haideți să vedem la ce vă gândiți dumneavoastră. La destinul dumneavoastră, vă gândiți cum aduce o schimbare în viața noastră, vă gândiți poate la acorduri, la afaceri sau poate vă gândiți să faceți un drum în trecutul dumneavoastră și sunteți pe gânduri acolo pentru că vă doriți să iasă bine lucrurile și să faceți alegerea cea mai potrivită. Vă gândiți la o șansă. Dar văd că veți petrece, veți socializa, vă veți bucura, veți primi vești bune, pozitive, succes, fericire pentru dumneavoastră, da? Deci vă veți bucura, veți avea parte de succes, să știți. În ce privește un acord, în ce privește un drum, o șansă, o alegere, un examen, poate veți lua acel examen. Văd că aici veți avea parte de noroc. Destinul este de partea dumneavoastră. Ia uitați ce frumos! Ia uitați ce frumos, în ce privește poate o colaborare, aici văd că va fi uniune. Haideți să vedem și un nou început. E posibil să fie un caos în viața noastră, poate să fie un caos în următoarea perioadă, poate veți intra în contact cu o persoană mai nebunatică, mai caotică, mai instabilă, mai imatură. Poate vă gândiți unii dintre voi la o relație de trio sau poate unii dintre voi vă gândiți să faceți un drum, să aveți parte de un nou început. Văd că veți avea parte de un nou început. Văd că cineva își dorește un nou început și îl veți avea. Să aveți încredere în destin, în soartă, pentru că aici destinul și soarta este de partea dumneavoastră. Se termină un ciclu și veți avea parte de un nou început. Poate chiar veți face un drum cu copiii dumneavoastră, dar uite că treiul de spade îmi spune că e posibil această instabilitate. Pentru unii dintre voi veți avea parte de noi începuturi. Sau pentru alții dintre voi există o relație de trio și veți afla de acest lucru și vă va supăra.
vă va deranja, vă va întrista, vă va răni inima, să spunem așa. Haideți să vedem. La acest lucru vă gândiți, vă rănește inima. Și văd că stați pe gânduri în ce privește o colaborare sau o relație. Vă gândiți la trecut, este nostalgie sau vă gândiți la o persoană care e peste hotare, este la depărtare de dumneavoastră. Vă gândiți la o colaborare, la un progres. Văd că cineva va veni către dumneavoastră să vă ofere stabilitate, să vă stea alături. Și cred că trebuie să luați o decizie aici. Va trebui să luați o decizie. Și decizia e să vă retrageți pentru a studia bine în lucrurile înainte de a lua o hotărâre. Văd că veți fi mai prudenți ca niciodată. Ori doriți să vă întoarceți undeva în trecut, vă cifra 9, 2, 3, 7, eremitul, asta înseamnă poate zodia fecioară. Cu eremitul aici îmi spune că vă retrageți, veți prefera să stați singuri sau studiați foarte mult ceea ce s-a întâmplat în trecut pentru a face pasul următor în ce privește viața dumneavoastră. Cu eremitul aici poate vă doriți să studiați ceva care va dura 9 luni. Cu eremitul aici poate doriți să faceți un contract, dar văd că cineva se simte singur undeva departe sau veți prefera să vă retrageți în singurătate, să stați singuri, vă veți interioriza mai mult, pentru că veți fi prudenți, da? Și poate unii dintre voi, poate veți merge la un medic să faceți anumite analize, să căutați un terapeut, un specialist. Văd că e nevoie de înțelepciune și de a vă... E ca și cum căutați un adevăr. Adevărul îl veți căuta în interiorul dumneavoastră pentru a înțelege ceea ce trebuie să faceți de acum înainte. Da? Vă veți interioriza pentru a vă cunoaște mai bine sau pentru a înțelege mai bine ceea ce vă doriți de acum înainte. Sunt anumite obstacole sau probleme într-un parteneriat sau într-o relație de cuplu. Cavalerul de cupe, cineva aici va veni cu această cupă pentru a-și cere iertare sau pentru a face pace, pentru a vă face o invitație, poate cineva vă va da o întâlnire. Cineva aici va veni către dumneavoastră să-și spună intențiile sale, sentimentele sale în ce vă privește, dorințele sale în ceea ce vă privește, ceea ce simte pentru dumneavoastră. Sau poate dumneavoastră veți merge undeva în trecut să faceți un drum unde vă va face plăcere să faceți acel drum. Dar cineva aici văd că îi pare rău și se pune în genunchi. Diavolul. Diavolul îmi spune că poate veți face un drum în ce privește aspectul dumneavoastră financiar sau un loc de muncă. Dar diavolul mai spune și că e posibil să fiți într-o relație toxică unde există aici cineva care are dependențe, adică are anumite dependențe nesănătoase sau poate are anumite obișnuințe nesănătoase. Care e ceva toxic? Vedeți aceste lanțuri și acest lucru produce un blocaj. Vă ține pe loc. Există intimitate, dar nu există iubire, să spunem așa. Există, poate cineva vă va face această declarație sau își va spune interesele sale în ce vă privește și poate fi intimitate între voi doi, pasiune chiar, da? Dar nu văd iubire, să spunem așa. Dacă e în ce privește aspectul financiar, cu diavolul aici îmi spune că veți axa foarte mult pe munca dumneavoastră, pe bani, pe să câștigați mai mulți bani, dar văd și că supărarea aici în ce privește banii, ceva ne liniștește și vă produce supărare
și vă ține pe loc. Sunt anumite iluzii care sunt în mintea dumneavoastră și aceste iluzii produc toxicitate pentru că nu vă simțiți bine, nu vă simțiți în largul dumneavoastră, nu vă simțiți liber. Văd că ceva aici vă ține blocați, vă ține pe loc. La un loc de muncă poate zodia Capricorn are un rol important sau poate vă doriți un loc de muncă să construiți o carieră și luptați, sunteți prudenți, studiați și vă ține pe loc acest lucru pentru că e stradă lungă, să spunem așa, și trebuie să ajungeți undeva acolo sus, vă doriți acest lucru și veți fi prudenți, veți studia și veți medita. Trei, împărăteasa. Împărăteasa îmi spune că veți acționa. În ce privește un proiect anume, veți acționa mai mult ca niciodată. Veți ști ceea ce vă veți dori. În ce privește locul de muncă, văd că veți acționa și văd că veți avea parte de abundență, de succes. Văd și o femeie foarte senzuală. Împărăteasa aici văd că veți avea mai multă încredere în propria persoană, veți fi mai determinați, mai determinate. Văd creativitate, fertilitate, comunicare, artă chiar. Dacă e în ce privește un proiect, văd că veți acționa la acel proiect și va aduce succes, abundență în viața dumneavoastră. 4 de spade, dar veți avea nevoie și de multă odihnă, pentru că văd foarte mult stres și oboseală și văd că veți avea nevoie și de odihnă, pentru că va fi mult pentru voi și veți avea nevoie și de un moment de pauză. 4 de spade aici, văd că veți încerca să vă gândiți la un viitor, să plănuiți, veți fi un pic în ansie pentru că veți dori să vă organizați bine proiectele de viitor, vă veți gândi la detalii și văd că vă va pune ceva pe gânduri, să spunem așa, în ce privește un proiect anume sau o femeie sau poate dacă dumneavoastră sunteți acea femeie dumneavoastră, vă veți gândi la o situație. În ce privește stabilitatea noastră sau la o situație. Dar aici a ieșit, vedeți, din nou există poate un trio. Și cred că știți despre acest lucru. Văd că veți întâlni cu cineva și veți conversa cu o persoană iubită sau o persoană unde există atracție, un prieten. Văd că aici aveți prieteni și veți conversa, veți comunica, veți avea un moment de genul. Dar văd că vă veți întreba dacă merită să reconstruiți o relație, pentru că anumite lucruri se repetă în viața noastră și văd că ceva persistă. Poate vă autosabotați, poate vă întrebați dacă merită, dacă nu merită, dacă se repetă lucrurile din nou, pentru că văd aici că e ceva, e nevoie să construiți, să reconstruiți o relație. Că cineva fuge de o relație, poate dumneavoastră sunteți acea persoană, poate persoana iubită fuge de o relație, e frică să-și asume responsabilitățile sau își ascultă ego-ul, orgoliu, există orgoliu aici. Sau că sunt mai multe opțiuni și trebuie să ia o decizie. Poate fi o a treia persoană, cum am zis, sau o interferență. Poate locul de muncă intervine în relația noastră sau un proiect în special care are importanță, poate interveni. Văd că e vorba de acest lucru. Haideți să vedem în următoarea săptămână zodia Gemeni, ascendentul zodia Gemeni, pe canalul meu Luminița Tarot, cum va fi, ce va fi în această relație, ce se va întâmpla în această relație. Unde va duce această relație? Haideți să vedem. La abundență. Să mențineți un mental pozitiv, să fiți pozitivi, optimiști, că veți manifesta exact ceea ce vă doriți. Da? Deci mențineți pozitivitate, mențineți optimismul în viața dumneavoastră. Văd că ceva se va termina, va fi o schimbare, o eliberare, dar va aduce noi oportunități în viața noastră, noi începuturi, va fi o tranziție, e un moment de tranziție, un moment de schimbare. Acest lucru vă ajută la evoluție, la a înțelege ceea ce vă doriți cu adevărat, la creșterea sufletului noastră, persoanei dumneavoastră.
Văd că vă veți elibera, va fi o schimbare. Din nou a ieșit nebunul. Nebunul, fluturele, să spunem aici. Văd că e nevoie să vă... Luminile, adevărul va ieși la iveală. Veți afla un adevăr. Se va face clarificare într-o situație. Și va trebui să vă adaptați sau să schimbați sau să vă vindecați. Veți afla un adevăr și acest lucru va trebui să căutați o situație pentru a duce schimbarea în viața noastră, pentru a vă vindeca sufletul. Și văd că vă veți asuma un risc, veți mai acorda poate o șansă, văd că veți fi strategic, strategică și aveți mai multe opțiuni în mânecă și veți profita de această strategie sau de aceste opțiuni. Și văd că veți avea parte de un nou început, de o nouă fază, poate Zodia Scorpion, poate aveți Luna sau Ascendent în Zodia Scorpion, văd că vă veți elibera, vă veți lua zborul ca pasărea Phoenix, veți fi o nouă persoană. Acest lucru dar de o parte produce suferință, dar de altă parte vă ajută să deveniți mai puternici, să vă luați zborul, să creșteți, să schimbați mentalității, văd o renaștere, o transformare pentru voi, să știți, vă duce la o nouă persoană, mai multă încredere în propria persoană și să știți mai mult ceea ce vă doriți de la viață. Cum v-am spus înainte cu împărăteasa, veți ști ceea ce vă doriți și veți acționa în ce privește acest lucru și văd că vă veți asuma un risc, veți face o strategie, un plan și văd că veți fi ca pasărea Phoenix, da? Veți renaște mai puternici ca niciodată. Haideți să vedem ce vă transmit cărțile de ceai pentru Zodia Gemeni. Cât de sunt, e greu de... Ok, facem așa, hai. Zodia Gemeni. Aici văd că ai nevoie de a face un plan, cum îți spuneam. Trebuie să te așezi și să-ți faci un plan, un proiect în ce privește viața ta de acum încolo, viitorul tău. Unii dintre voi poate aveți un copil și văd că în ce privește un prieten cu două fețe sau o persoană cu două fețe. Există aici o persoană cu două fețe, un prieten cu două fețe și vi se spune că fă ceva riscant, asumeți o șansă. Cum ți-am zis înainte, asumeți șansa, fă ceva riscant, da? Dă-ți o șansă, riscă, aruncă-te și cer un sfat din partea unui prieten. Poate vei vorbi, comunica cu un prieten și îți va da un sfat. Văd că vei avea o relație cu femeie blondă, cu părul blond deschis sau care are și păr gri sau cu părul alb. Vei vorbi cu această prietenă și văd că aici vei trece peste această suferință, să știi. Nu va mai dura mult și văd aici că va intra lumina în sufletul tău, în viața ta, în inima ta. Și vei avea mai mult timp liber să te eliberezi, să te vindeci. Poate unul dintre voi aveți nevoie să beți mai multă apă, vă ajuta apa, să faceți băi, dușuri cu apă. Și văd că vei avea parte de un nou job, de o nouă carieră, un nou loc de muncă. Da? Foarte frumos! Dragii mei, vă îmbrățișez și eu vă aștept data viitoare. Vă doresc o săptămână minunată, binecuvântată. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Vă doresc tot bine din lume. V-am pupat. La revedere, sănătate. Doamne ajută!